Această rubrică vă este oferită de Sanador. Diagnosticul de cancer mamar este unul dur, însă rata de vindecare și supraviețuire este încurajatoare în cazul acestui tip de cancer. În funcție de caz, medicul chirurg poate alege chirurgia conservatoare pentru sân, pentru a restabili sănătatea și frumusețea pentru femei. Despre acest tip de chirurgie discutăm cu domnul dr. Ștefan Voiculescu, medic primar chirurgie generală. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce înseamnă chirurgie conservatoare pentru sânuri cu cancer? Chirurgia conservatoare este chirurgia care păstrează parțial sânul cu un cancer după ce se scoate în condiții de siguranță tumora cu niște țesut sănătos în jurul ei. Este evitarea unui sacrificiu nenecesar. Există o limită de vârstă pentru aceste intervenții? Nu există o limită de vârstă și o să vă spun imediat de ce. Sânul păstrat, sânul reprezintă un atribut important al femininității, nu al sexualității. Sexualitatea e doar o latură a acestui caracteristici. Și din această cauză nu oprim pe nimeni să dorească păstrarea sânului sau reconstrucția sa și nu e o contraindicație o vârstă înaintată. Trebuie doar ca pacienta, în cunoștință de cauză, trebuie să fie informată asupra acestei posibilități, să decidă o astfel de intervenție. Sunt cerințe speciale pentru această chirurgie? Da, sunt, evident, pentru că contează foarte mult ce lăsăm în urmă. Noi știm că, în afară de volumul tumorii, va trebui să existe un volum de țesut sănătos în jur și toate acestea sunt de corelat cu volumul global al sânului. Da? O tumoră medie într-un sân mic poate să ne împiedice să avem o chirurgie conservatoare de calitate, în vreme ce o tumoră mare într-un sân foarte mare poate să nu facă acest lucru. De asemenea, avem drept cerințe să știm că nu există contraindicații pentru radioterapie și că pacienta își declară acceptul pentru astfel de terapie, pentru că este o intervenție de asociat cu radioterapia pentru siguranța oncologică. Și de asemenea, trebuie ca cine face această operație să țină seama de niște lucruri. Este bine să marcheze cu clipuri patul tumoral pentru a da o suprairadiere locului și a informa astfel radioterapeutul asupra locului unde s-a aflat tumora și, de asemenea, trebuie să existe o orientare a piesei pe care o trimitem la anatomie patologică pentru situația eventuală a marginilor pozitive, să știm care anume au fost pozitive. Cum este siguranța intervenției comparativ cu mastectomia? Siguranța, foarte multă vreme, din 1975, profesorul Veronesi la Milano a arătat că e la fel de sigură o astfel de intervenție ca și mamectomia. Sincer, ea e un pic mai sigură, avem 2-3% supraviețuiri în plus față de mamectomie, tocmai din cauza asocierii radioterapiei, care asociază de asemenea și iradierea ganglionilor intratoracici. Asta e diferența. Cum trebuie urmărită o pacientă operată conservator? Păi trebuie urmărită ca orice fel de pacientă operată pentru un cancer de sân, și anume prin ecografie și mamografie efectuate la 6 luni până la 2 ani. Poate fi mai mult dacă oncologul medical solicită așa ceva, și apoi anual. În unele situații poate fi necesară și asocierea rezonanței magnetice, dar nu e ceva deosebit, atât doar că se vizualizează și sânul restant, că altfel după mamectomie nu avem de văzut decât un sân și două axile. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.